Bine, mai regăsit, prieteni, mai întâi și mai întâi, musai să-i cer scuze. Așa, spășit. Îmi cer scuze, deci, că vorbesc mai mult despre actualitatea externă. Din două motive. Unu. E scârbă. E scârbă, pur și simplu, să văd atâția oameni mici. Și cel mai mic dintre ei, premierul, lupește prăjit, da? care este dovedit astăzi ca fiind, nu știu, copasager cu ăia de la Nordis, da? ăia care au făcut ca oamenii să-și piardă niște bani, plăti niște apartamente care nu există. Bun. Al doilea lucru, a doilea motiv, până trecem la politica externă, eu îmi doresc un președinte care să nu gândească. Sincer, îmi doresc un președinte care nu vreau să gândească singur. Să nu gândească singur, vreau să gândească partenerii occidentali pentru cel care va fi președinte în România. Pentru că nu am nicio încredere că gândirea unuia din România ar putea să ne ducă înainte. Am exemple, dacă vreți, de la Carol I, la cine vreți voi. Bă, când au pus liderii români din politică mâna pe România, România s-a topit. Ok, de asta. Și îmi scuze. Știu că lumea așteaptă să vorbești despre unul, să vorbești despre altul. Nu pot. Rău fizic. Înțelegeți? Văd și simt rău fizic. Vorbim acum de tot ce înseamnă extern. Rolul Chinei. În toată decizia asta a Statelor Unite de a da verde Ucrainei pentru rachetele, pentru folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune. Eu cred că uh, Xi Jinping, China, au avut un cuvânt greu. întâlnirea din la ba, de la, uh, dintre Biden și Xi Jinping din America de Sud uh, a avut cu siguranță și subiectul ăsta pe planul de discuții. De ce? În primul rând, nicio țară nu își permite să o ignore pe cealaltă. Nici China pe Statele Unite, nici Statele Unite pe China. Mai mult decât atât, China este un jucător foarte important. Este acel, în teatru se numește, omul care duce tava. Omul care duce tava în unele piese de teatru este acel personaj care nu spune niciodată nimic, dar trece așa, fulgurant, prin, pe scenă, da, prin fața spectatorilor, ducând o tavă. La prima vedere, nu are niciun rol. E bine, China este omul care duce tava pe tăcute, dar uh, uh, există ceva în peisaj care îi dă importanță. Tăcerea aia care spune foarte multe de fapt. Tăcerea Chinei se numește soft power. China nu are nevoie nici de arme nucleare sau de război nuclear, nici de treilea război mondial. Faptul că sprijină Rusia în invazia ei asupra uh, Ucrainei, este doar o tactică de a face din, din uh, Rusia un subaltern. Bun, sper că am spus Rusia și nu uh, SUA. Uh, în momentul în care Rusia e subaltern, subalterna uh, Chinei, se întâmplă ceva pe plan geopolitic. Adică, pur și simplu, dacă Republica Chineză va avea succes da, în a face Rusia subalternă, practic, dispare războiul ca mijloc de confruntare între marile națiuni, marile țări. De ce? Războiul este înlocuit cu economia. Chestiunea asta, practic, ar trebui să ne bucure. De ce să ne bucure? Pentru că o competiție. Între economii este mereu una care aduce plus valoare. Sigur, cu niște condiții esențiale, piață liberă, etc., etc., etc. China nu este deocamdată acolo, să ne înțelegem. Nu înseamnă că vorbim despre China în opoziție cu Rusia, China este un stat democratic și Rusia nu. Nici, unul este, nici o țară nu este democratică din asta două, însă China înțelege mult mai bine rolul uh, lipsei războiului. Nu mai știu cum să zic. Ce înseamnă asta? Deocamdată China, da, nu are o piață liberă. Deocamdată încearcă să ocupe uh, cote de piață, așa cum se pricepe și explicăm imediat. Intrarea în Africa, intrarea în America de Sud, adică vorbim despre un stat chinez care uh, vrea să bage și bagă o mulțime de bani uh, subvenționând niște produse de calitate sau de o mai slabă calitate cu care să invadeze niște piețe, în dauna produselor europene și americane. Cum face asta? Dacă, să zicem, o mașină ar costa 40.000 de dolari, costul ei de fabricație, la o mașină electrică, vine statul chinez și spune, tu, fabricantule, ai de la statul chinez 20.000 de dolari. De ce? Ca să poți vinde mașina. Cu 25 sau cu 30. Adică te duci, concurezi Tesla, concurezi Volkswagen, concurezi ce înseamnă piața asta de auto electrice. Și de fapt o piața. Nu se mai cumpără uzine și fabrici, se cumpără cote de piață. Asta de vreo 20 de ani. V-am dat doar un exemplu. Pe de altă parte, China are și dizabilitățile ei, pentru că un, o economie centralizată nu poate rezista unei economii de piață liberă. Și ce face? Are derapaje. În 2021, în 2021 cred că, dacă nu mă înșel, a existat un acord între China și Statele Unite. Statele Unite au văzut că există un deficit major în relațiile cu China, noi cumpărăm de la voi și voi nu cumpărați de la noi. E bine, ce facem? facem un tratat comercial prin care vă obligați ca în termen ca în doi ani de zile să cumpărați produse de 22 de miliarde de dolari. Nu să sau de 20-20 de miliarde de dolari. Nu s-a întâmplat asta. De ce? Pentru că și aici China își vede limitele. Chinezii nu au bani. Pur și simplu nu au bani. Îmi povesteam amicii mei care au fost în China și nu doar în Beijing sau în Zhuangzhou sau în locurile alea dezvoltate, așa ca, ca demonstrație. Bun. Că da, am văzut acolo Carrefour, de exemplu. Era vorba despre Carrefour aveau 50 de case de marcat, cu 50 de chinezoaice frumoase, aranjate, impecabile, care așteptau clienții. Dar nu era niciun client. De ce? Păi un iaurt costa exact cât în Franța, în China. E bine, un francez își permite, un român își permite, un să își permite, un chinez nu își permite. Și atunci ce faci? atunci încerci cumva să duci mai departe deficitul ăsta de piață liberă. Însă, în același timp, te transformi într-un într actor global. De ce? Pentru că ai totuși puterea, vizavi, nu de Statele Unite sau de Europa, ci de ceilalți. Așa numiți, nu așa, ruși. Vorbim de cremlinezi. Și atunci, practic, tu devii un jucător pe piața păcii. Rușii au o singură variantă de a ieși din tot colapsul lor ideologic. O ideologie destul de, de spumantă, destul de. de. de spune, cataleptică, pur și simplu, pentru că nu duce nicăieri. Ideologia războiului în continuu. Da? Acel sindrom al cetății asediate, acea, acea furie împotriva tuturor, doar pentru că mulți sau toți, cei pe care Rusia îi consideră beligeranți, da, sau cel puțin agresori, trăiesc mai bine. Rusia nu suportă democrația. Rusia s-a simțit mult mai bine fără lumea liberă, fără Europa, fără Statele Unite, fără toată asta lumea liberă care își dovedește prosperitatea prin mijloace democratice. Însă, în același timp, Rusia știe că nu se poate baza nici pe China. Vede și ea că matematica nu șală. Da, Deficitul vis-a-vis -vis de China este imens. Și atunci apelează la Corea de Nord. Exact ce spuneam acum vreo trei săptămâni. Rusia va fi extrem de deranjată de, și este extrem de deranjată de apropierea dintre Corea de Nord și Rusia. Mai ales că principalul rezervor de mâncare, o să-i spun, al Coreei de Nord nu a fost Rusia, ci a fost China. Și atunci este normal să reacționeze. Rusia nicio, China niciodată nu o să vină să amenințe lumea liberă. Are ea ce are cu Taiwanul. Sigur, ei consideră că Taiwanul este o regiune separatistă pe care trebuie să o ia prin orice mijloace înapoi, etc., etc. Însă niciodată nu va amenința lumea liberă cu război, spre deosebire de Rusia. Însă China mai știe ceva. Are nevoie de liniște ca să poată să expandeze, să-și afirme, dacă vrei, globalitatea. Asta este China. În momentul în care rușii amenință cu, cu arma nucleară și oamenii amenințat de nu știu câte ori. Da? China este acolo. Și rusii, rușii știu că sunt dependenți de China. Pe de altă parte, China devine un, un jucător pe piața negocierilor. Întâlnirea dintre Biden și Xi este foarte clar că a abordat subiectul ăsta al rachetelor cu rază lungă de acțiune da? și tot ce înseamnă consecințe. De ce este importantă China în, în ecuația asta? Nu pentru că este un stat democratic. Nu este. Mai mult decât atât, China a cerut printre acele linii roșii pe care lumea liberă să nu le treacă niciodată, pe lângă problema Taiwanului, a cerut și să nu se amestece în chestiunea democrației și a drepturilor omului. Adică, Republica Chineză consideră că dacă lumea liberă face referiri, la lipsa drepturilor omului în China este un act de ostil ost ostilitate. Este foarte clar, nu discutăm despre democrație în China. Însă, acum China, conjunctural, este importantă. Pentru că, așa cum am spus, este jucător pe piața păcii, este jucător pe piața negocierilor și mai ales este printre foarte puținele instrumente, dacă nu singurul instrument, prin care se poate pune botniță nebunilor de la Kremlin. Kremlinul știe chestiunea asta, da? se aliază militar prin tratate de susținere reciprocă, susținere militară cu Corea de Nord. Corea de Nord uh, încearcă să șantajeze într-un fel sau altul nuclear uh, pe toată lumea, cum face Corea de Nord de obicei. Uh, ieri seară s-a anunțat la televiziunea din Fenian uh, un fel de mobilizare uh, de, uh, pe, tip, pe, în caz de război, adică se vorbește de război în Corea de Nord altfel decât s-a vorbit până acum. Până acum s-a vorbit de război când era vorba de Statele Unite sau de Corea de Sud. Acum, Corea de Nord vorbește despre un război ca și cum ea ar fi Rusia. Ei sunt nemâncați. Da? Mai mult decât atât, în condițiile în care Rusia suferă pe front și suferă, atenție, chiar dacă au succesele astea mici de care tot auzim, că au mai ocupat un sat, au mai ocupat un cartier, au mai ocupat nu știu ce, da? ei pierd rușii. Și atunci, nu prin Kim Jong-un, vine și avansează cifra de încă 100.000 de soldați care ar putea fi trimiși pe frontul în Ucraina. Adică încearcă să mondializeze în interes propriu, să privatizeze mondializarea asta în interesul Kim Jong-un. Aici intervine China. Dacă ați observat, Uniunea Europeană a cam dispărut din peisajul ăsta al negocierilor în ultima vreme. Sigur, Scholz l-a sunat pe Putin și cam atât. Macron a spus: Eu nu o să-l sun, Britanicul a spus: Nu trebuia să-l suni, Finlanda spune: Nu trebuia să-l suni, adică cumva se retrage încet, încet de pe, de, dintre, dintre plăcile astea tectonice mari, Statele Unite și, și China, lăsând ca marii jucători să ducă ecuația mai departe. Va fi extrem de interesant. Va fi extrem de interesant și părerea mea că, într-un fel sau altul, rușii. Pe de-o parte și într-o primă fază vor încerca să um, acutizeze conflictul ăsta, da? un fel de demonstrație de conflict, da? un ca jocurile la demo, alea violente, da? dar pe de altă parte vor intra la negocieri. Și în primul rând nu cu americanii, nu cu ucrainienii, nu cu europenii, ci în primul rând cu China. Cu liniștita China. Liniștită, dar mare. Liniștită, dar puternică față de Rusia. Atât de puternică încât poate să o îngroape doar prin propria tăcere. O seară minunată!